Am o întrebare noastră, sunt mulți deputați aici. Eu sunt din ortodoxie născut. Pentru munții Apuseni. Să-mi dați, îmi spun o întrebare. Pentru moți, pentru toți se întâlnim aici în Transilvania. Cum s-a aplicat legea 347? Și ce să fac cu ea? Din 2005. Dragii mei, domnul deputat, vă cunosc, sunteți, nu-i scondeam. S-au pus medici, groaznici, unde paște vaca morții, azi sau mâine, pe proprietatea comunei, dar nu a poposatului sau a proprietarilor care sunt între ei. S-au dus legile în așa fel încât cetățeanul morții de aici să fie linșat. Și puțin știu din testamentul lui Avram Iancu, care e aici a scris, și regele Ferdinand și Iancu, numai s-a de bună cu împăratul Austro-Ungariei. Vă rog frumos să vedeți acea lege. Și-au bătut joc de toată țara. Pe 247 au fost trimiși proprietarii de drept pe lângă lege și viciați. Și proprietatea este în mâna statului, în mâna celor care administrează Ron Silva și a comunilor care nu primesc subvenții pe pământul și locul nostru moșul împărat. Austro-Ungaria a avut dreptate aici la noi și noi nu ne-am gândit în acești ani din 1990, cu domnul Iescu în punte, că dânsul au făcut cele mai mari lezbrețe cu legile, care au 18 și din alte. Lucrul nu a avut și cu ciorca, nu a avut subvenții. Am vrut să vă spun, sunteți un băiat deștept, m-am văzut la televizor de multe lucruri, păcat că e cum e viața asta în țară. Mulțumesc! Eu am avut curaj să vă întâmpin, să vă spun cu atâta curaj puțin erau de emoții. Iancu n-o lui, să știți, Avram mai trește. În fiecare dintre noi. Da, România nu e pe un drum bun. Punem la loc. Domnul prim-ministru, dacă era regina Angliei, n-a acceptat în Parlament, oameni care n-au ce curta acolo. Așa este. Vreau să mă credeți, eu sunt monarhist. Sunt monarhist. Vă spun multe, am dat mână cu coposul, cu rațul care sunt pământ și am fost la mământarea lor, dar vreau să mă credeți că țara nu e pe un drum bun. Vă mulțumesc! Așa este. Doamne ajută-vă și dea bine nepoțul meu și dumneavoastră. Doamne ajută! Și țării românești! Vă mulțumesc!